Bine ați venit pe canalul Află ce vrei să știi! Ajuns la 90 de ani, Ion Iliescu a decis că a venit momentul să își scrie testamentul. Fostul președinte a hotărât cine îi va moșteni averea. Chiar dacă Ion Iliescu și soția lui Nina nu au avut niciodată copii biologici și nici nu au adoptat, cuplul a decis cui va lăsa toată averea. Iliescu și-a scris deja testamentul, mai ales că nu dorește ca toată agoniseala lui să ajungă în posesia statului. Ajuns la vârsta de 90 de ani, Ion Iliescu a decis că a venit momentul să-și scrie testamentul. Atât el cât și soția lui Nina, cu care este căsătorit de aproape 70 de ani, au hotărât cine le va fi moștenitor. Băiatul lor de suflet, pe care chiar dacă nu l-au adoptat niciodată, el le spune mamă și tată. Cuplul Iliescu și-au dorit foarte mult să aibă copii. Fostul președinte a vorbit de foarte multe ori despre acest lucru, afirmând că acesta este cel mai mare regret al său. Astfel, cel care va moșteni toată averea cuplului va fi băiatul lor de suflet. Potrivit informațiilor, Iliescu îi va lăsa toată averea lui Mihai Bujor Sion, actualul consul al României în Filipine. Deși cei doi nu l-au adoptat pe Bujor, ei s-au ocupat îndeaproape de educația și studiile acestuia. Mai ales că, potrivit surselor, el a rămas orfan la o vârstă fragedă după ce avionul în care se aflau părinții lui s-a prăbușit în munți. Potrivit informațiilor, Mihai Bujor Sion va moșteni din partea soților Iliescu un apartament de 156 de metri pătrați, 15 tablouri scumpe, bijuterii care costă câteva zeci de mii de euro, dar și mai multe terenuri. Mihai Bujor Sion este actual consul al României în Manila, are 54 de ani și și-a început cariera ca șef al Cancelariei Prezidențiale chiar în perioada în care tatăl lui era președintele României. El a fost căsătorit cu actrița Ioana Marinescu timp de 20 de ani, însă a divorțat de aceasta pentru a se putea căsători cu fotomodelul Laura Iordache. Ea este cu 30 de ani mai tânără decât el. La revedere, pe curând!